Dar cam ce așteptări ați avea de la un președinte cu profilul lui Călin Georgescu? Trebuie să schimbe lucrurile, pentru că nu vor veni la infinit bani de afară. Am vândut tot în țara asta. Ciolacu, de exemplu, a dat partea energetică. Noi așteptăm să mai primim 10 lei ca să putem achita salarii și câteva pensii? Acolo ajungem. Am distrus tot în 35 de ani tot. Avem obligația să ne mișcăm. Nu se poate să rămânem pe loc, păi. Cu Madame Lipă voiați progres. Vă referiți la intrarea în PSD a șefei de la ANS? Da. Poate să ne împingă înainte Madame Lipă cu șmecheriile ei și cu mintea ei creață? Cum să o faci vicepreședinte la PSD? A tras în jos mult partidul. Ați contribuit financiar la campania lui Călin Georgescu? Nu, că nu dispun eu de asemenea fonduri. Dar, dacă aș fi avut bani, pe toți îi băgam. Știu că îi băgam pentru România. Și lipa alegea deștept dacă se alătura lui Călin Georgescu, nu la PSD, că acolo mergi doar dacă vrei să faci bani din ce în ce mai mulți ați auzit vreun fel de discurs atractiv din partea lui Călin Georgescu și pe partea aceasta sportivă. Georgescu și Simion au fost singurii care au evocat deseori sportul în campanie. Un sport românesc ajuns într-un hal fără de hal. Călina a și făcut un filmuleț în care apare la călărie, la judo, în oată. E un om căruia îi place sportul și nu-i rămâne indiferent nici acest sector. Nu era acum momentul să se axeze mod extins pe sport, dar știe ce înseamnă și cu ce se mănâncă. Am început să schimbăm termenii complet absurd la nivel mondial. Patriotismul a ajuns naționalism. Naționalismul e extremism. Iar extremismul e identificat drept terorism. Uite așa, ăla care-și iubește țara ajunge să fie, de fapt, un terorist. E absurd. A spus Florentin Marinescu.